Exclus din PSD, viceprimarul Iaiului a primit o nouă lovitură grea, a fost demis. A cezut în capcan. Viceprimarul Ia sublinierei Gabriel Harabagiu a fost demis din funcție, după ce prefectul județului a semnat vineri ordinul de încetare a mandatului său de consilier local, în urma excluderii din PSD. Harabagiu anunță ce va contesta în instant decizia prefecturii, considerând ce instituția a cezut într-o capcană întins de subliniere eful PSD ia sublinierei, Maricel Popa. Prefectul județului ia sublinierei, Marian Erbescu, a anuncat vineri ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier local deținut de Gabriel Harabagiu, viceprimar al ia sublinierei. Măsura a fost luată în urma unei solicitări a filialei ie sublinierei NA PSD CETRE Prefecturi, după excluderea lui Gabriel Harabagiu din partid. Mandatul de consilier al lui Gabriel Harabagiu va fi ocupat de un alt reprezentant al PSD care a candidat pe listele acestui partid la alegerile din 2016. Totodată, consilierii locali vor alege un nou viceprimar al ia sublinierei lui, socialdemocrații deținând majoritatea în Consiliul Local. Gabriel Harabagiu a declarat ce va ataca în instant ordinul prefectului de ia sublinierei, susținând ce instituția prefectului a cezut într-o capcan. Eful PSD ia sublinierei, Maricel Popa nere, nu cunoaște subliniere de legea, iar instituția prefectului a cezut în capcan. Voi demonstra mai multe în instant, a spus Gabriel Harabagiu, potrivit newsro. Primarul ia sublinierei lui Mihai Chirica, dar sublinierei viceprimarul municipiului Gabriel Harabagiu a fost exclus sublinierei pe 9 februarie din PSD, decizia fiind luată în subliniere din cabiroului permanent județean. Conducerea filialei le repro sublinierea celor doi ce au atacat în mod repetat partidul. Primarul Mihai Chirica a avut mai multe sublinierei critice la adresa conducerii PSD, acuzându-l pe Liviu Dragnea ce a instaurat dictatură în partid.